având în vedere modificarea temporară a legilor jocului aprobată de IFAB la propunerea FIFA, Comitetul Executiv al FRF, întrunit azi, a decis ca până la finalul sezonului 2019-2020, echipele participante în Cupa României să poată efectua 5 înlocuiri pe toată durata desfășurării jocului. Pentru a nu fi afectată cursivitatea jocului, acestea vor fi realizate în cel mult 3 momente de întrerupere a partidei. În plus, cluburile participante în competiție pot înscrie în raportul arbitrului un număr maxim de 20 de jucători, cu obligația ca 8 dintre aceștia să fie jucători formați la nivel național. Aceleași reguli se vor aplica și la barajul de menținere, promovare Liga 1, informează site-ul FRF. O decizie similară a fost luată și pentru competițiile Liga 1 și Liga 2 în Comitetul de Urgență al FRF din 21 mai, hotărâre care a fost validată miercuri în ședința Comitetului Executiv. Regula celor 5 schimbări permise pe durata unui joc a fost testată în cadrul calificărilor pentru viitoarea ediție a Campionatului European Under 21, care au debutat în toamna anului trecut. De asemenea, pentru Liga a doua, cartonașele galbene primite până acum în acest sezon vor fi anulate. În situația jucătorilor care au acumulat până acum 4, 7, 9 sau mai multe cartonașe galbene, aceștia vor avea drept de joc în prima etapă din play-off, dar sancțiunea financiară nu se va anula. Referitor la suspendările survenite în urma cartonașelor roșii, acestea nu se vor ridica. În plus, în play-off-ul Liga a doua, jucătorii vor fi suspendați la fiecare 2 cartonașe galbene încasate.